Găsit, dragii mei, la o nouă ediție astăzi de Lifestyle. Iată că a trecut și toată această nebunie cu 1 maiul pe litoral. A fost deschiderea oficială a sezonului, motiv pentru care foarte mulți s-au petrecut aici pe litoral. Au fost multe zile de distracție, deși inițial am spune că undeva la 4 nopți și 4 zile, dar știm foarte bine că au fost festivaluri care au ținut numai puțin de 6 zile. Vă dați seama, nebunie totală, zi și noapte, într-una de petrecere, de muzică continuă. Lucrurile au stat așa în tot litoralul, de la sud la nord și de la nord la sud. Cum au reacționat oamenii și care a fost atmosfera? Vom discuta cu invitata mea în această seară, totul în contextul, bineînțeles, al faptului că, iată, este primul 1 mai după acești 2 ani pandemici. Practic vorbim despre petreceri fără niciun fel de restricții, nici restricții de ore, nici cu mască, nici absolut nimic. Oamenii s-au simțit liberi să petreacă fix așa cum și-au dorit. Cum a fost atmosfera și cum s-au comportat, vom discuta și vom dezbate în amănunt cu psihologul Diana Pârșe, care este alături de mine în această seară. Bună seara, Diana, și bine ai revenit! Long time no see! Nu? Bine te-ai regăsit, așa este! Cum te simți tu după această mini-vacanță, aș spune, de 1 mai? Pentru mine a fost ca o relaxare, așa cum ai spus și tu, pe litoral, toată lumea s-a distrat, a petrecut împreună cu familia. Pentru tine cum a fost? Ai, nu știu dacă putem să-i spunem chiar relaxare, pentru că e mult mai mult decât atât. E vorba de petreceri, de zile, de zile nebune, nu știu ce măsură cu familia, dat fiind că cu o săptămână în urmă, da, a fost totuși Paștele și a fost un prilej, un adevărat prilej de asta în sânul familiei acolo și a pomeni cumva și acest cuvânt relaxare. Cred că cuvântul party ar fi cumva cu hashtag potrivit pentru această perioadă nebună care a fost. Și eu asta am revăzut și pe străzi și pe oriunde am fost, oameni tineri și nu numai, să știi, însetați de a se distra, practic. Da, așa e. Cred că așa e cel mai potrivit de spus. Cum a fost pentru tine? Și pentru mine a fost frumos, pot să zic că și eu personal m-am distrat și am profitat așa de toată această atmosferă de petrecere. Chiar simțeam nevoia, cum ai menționat și tu, după 2 ani de pandemie, în care cu toții ne-am simțit poate foarte constrânși și foarte limitați. Acum a fost o libertate totală și nu s-a mai ținut cont nici de ore impuse, nici de mască. Cumva fiecare și-a dat voie să fie în largul său și asta s-a văzut, pentru că cluburile au fost pline, la fel și festivalurile, și cred că fiecare poate și-a luat exact ceea ce avea nevoie. Da, a fost o pauză, adică ne amintim că în primul an de pandemie practic nu s-a întâmplat nimic, lucrurile au fost sistate cu totul. Mi-amintesc foarte bine că pe 1 mai mă plimbam singură pe plajă și era absolut totul pustiu și îmi spuneam, Doamne, ce mi-e dat să trăiesc, că n-am văzut în viața mea stațiune atât de goală pe cum o văzusem acum 2 ani. Anul trecut s-au mai relaxat un pic lucrurile, dar știm că tot stăteam cu ceasul și ne uitam la el din 10 în 10 minute. Hai că mai avem jumătate de oră, hai că mai avem 20 de minute, la 12 se închideau, parcă ceva de genul ăsta era, adică tot era atmosfera aia cumva încordată, că nu puteai să ieși să te simți largul tău, pentru că întotdeauna trebuia să stai pe ceas, erai cumva limitat din mai multe puncte de vedere, plus că masca era în continuare destul de purtată, iarăși distanțarea, era treaba aia cu mesele, adică nu a fost ce trebuie. La festivaluri, la fel, multe dintre ele s-au anulat, iar acelea care s-au ținut, dar cu, bineînțeles, prezentarea certificatului verde și știm foarte bine că a fost un impediment practic pentru foarte mulți dintre oameni, chiar și organizatorii au recunoscut anul acesta că nici nu se compară, da, câți oameni au fost în acest an cu ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Adică lucrurile au bubuit și peste tot, pe unde am fost și ce informații am cules, cifrele arată super bine.
Crezi că e o dorință așa acută de astfel de lucruri a oamenilor? Da, într-adevăr, așa cum ai spus și tu, cred că litoralul a fost cel mai plin anul ăsta dintre toate destinațiile din țara noastră, nu? Pentru că avem foarte multe destinații frumoase, dar toți au ales litoralul, ceea ce ne bucură, nu? Foarte mult. Dar, uite, pot spune din prisma clienților mei, chiar se observă așa o reducere a stării de anxietate și de depresie, pentru că noi știm foarte bine că toate aceste stări ne-au afectat foarte mult psihicul în perioada pandemiei și cumva feedback-ul lor este: mă simt mult mai relaxat, mă simt mult mai bine, acum că am libertatea totală să fac tot ceea ce îmi doresc. Și într-un fel asta ne duce cu gândul la nevoia noastră de libertate ca și ființe umane, să facem ceea ce simțim, să ne manifestăm așa cum ne dorim, fără aceste reguli impuse. Și știm foarte bine, chiar și când eram la școală și eram limitați și ni se impuneau lucruri, parcă nu eram atât de fericit și atât de productiv. Parcă cu cât ți se spune mai mult nu, exact, parcă cu atât vrei mai tare să faci lucrul respectiv. Noi avem cumva asta în sânge. Da. Deci, cumva, când avem libertatea de a alege, parcă atunci suntem și mai disciplinați, da? Pentru că nu există niciun fel de constrângere și putem, avem noi libertatea de a alege exact ce ne dorim, până când să stăm, dar când cineva ți impune ceva, automat că lucrurile nu sunt atât de confortabile pentru tine. Și asta s-a văzut inclusiv în ceea ce s-a întâmplat pe litoral. Oamenii s-au bucurat din plin, au profitat din plin, au stat până dimineața, poate au petrecut, au văzut răsăritul, da? Au făcut tot ceea ce și-au dorit. Și sunt sigură că și la vară lucrurile vor arăta tot la fel. Și cu la fel de mulți oameni sperăm. Nu știu, crezi că va dăuna comportamentul ăsta sau se va ajunge? Știi că mai sunt și gurile astea rele sau, mă rog, oamenii mai sceptici, să le spunem așa, nu neapărat gurele, care cred că tot haosul ăsta, toate lucrurile astea care de pe o zi pe alta, gata, uite, nu mai avem, nu mai există niciun fel de restricții, nu au cum să termine bine cumva, adică tot cred că, uite, poate o să mai întâmple nu știu ce, iar o să crească numărul de cazuri, iar o să mai pară nu știu ce de pe nu știu unde și iar nu faceți bine, v-ați îngrămădit maica acolo nu știu câți. Știi, pe modul ăsta. Eu cred că este normal. S-au eliberat de gândirea asta, oamenii asta zic, ei văzut, ei simțit mai pe modul ăsta, freedom. Da, deci uite, eu cred că după o astfel de perioadă cumva este normal această libertate totală, poate chiar această refulare. Dar ce se întâmplă? De fiecare dată când ni s-a impus ceva, avem tendința de a exagera poate puțin, dar asta apoi zic, lucrurile ajung într-o normalitate. Adică, spre exemplu, e ca și cum tu n-ai avut voie să mănânci un aliment foarte mult timp din cauza unei probleme de sănătate. Automat că atunci când ai voie să-l mănânci din nou, poate să exagerezi un pic, vei mânca mai mult decât de obicei. De ce? Pentru că ți-a lipsit. Dar apoi cu siguranță te vei echilibra și vei mânca în cantități normale. Așa și cu această distracție și această acest tumult, da, de oameni care au asaltat practic tot ceea ce se putea pe litoral, cred că se va ajunge la un echilibru. Deci chiar și la vară, eu așa văd. Va fi poate încă un val în care toți se vor distra, toți vor vrea încă o dată să retrăiască ceea ce n-au trăit, dar apoi cumva cu măsură, pentru că e normal, când tot te duci într-un loc, da, la un moment dat te plictisești și nu o să ți se mai pară poate atât de necesar ție. Dar acum eu văd această necesitate a oamenilor de a profita din plin de tot ceea ce n-au avut parte. Fie că sunt distracții la club, fie că sunt plimbări lungi pe plajă, dar mai țin minte că nu aveam voie decât cu declarație, nu puteai să te duci să te plimbi prea departe de casă. Iar acum, pentru că este voie să faci absolut orice și oamenii vor să profite, poate este chiar un fel de răzbunare, aș spune, pe tot ceea ce a fost impus, dar clar lucrurile se vor echilibra și fiecare își va găsi propriul normal al său. Crezi că au fost și exagerări în aceste zile? Are omul tendința, că ai exemplificat-o puțin mai devreme cu mâncarea. Da, ce-i drept, când îți este interzis foarte mult timp un aliment, mă gândesc că atunci când ai voie, probabil 2 săptămâni mănânci numai treaba aia la dimineața, la prânz și seara. Cumva noi avem tendința asta de a exagera. Câte cazuri de genul ăsta ai văzut tu pe lângă tine sau ai cunoscut sau ai auzit? Legate de mâncare sau legate de... Nu neapărat, că uite, știi,
exagerările pot fi în mai multe direcții, știi? La tot ce înseamnă distracție. Fie că vorbim de mâncare, fie că vorbim de alcool, că noi știm, aici au fost da, și festival cu specific, da, de mâncare, tot felul de food truck-uri puse la dispoziție, dar în aceeași măsură este și alcoolul. Sau, ca să nu mai spunem că avem și un foarte mare festival de muzică electronică, cel mai mare din Europa, unde și acolo se mai întâmplă niște situații și știm că adună foarte mulți turiști, mulți dintre ei poate chiar și din afara granițelor țării. S-au văzut, s-au resimțit aceste exagerări? Sincer, din gașca mea de prieteni nu am persoane care să exagereze, dar tot așa din auzite, da, s-a exagerat din toate punctele de vedere la astfel de festivaluri și au fost categorii de oameni de la tineri, adolescenți, străini și așa mai departe, cei care au vrut să trăiască poate din plin această atmosferă. Și este clar că un om poate normal n-are cum să reziste dacă nu este și sub influența anumitor vicii sau dependențe care să-l facă să fie acolo cât mai mult, da, în acea muzică și să o danseze. Însă eu cred că nu este un lucru bun. Eu personal nu sunt pentru. Clar, sunt pentru a te distra, poate stai până dimineața într-un club, nu știu, n-ai mai ieșit de foarte mult timp. Dar astfel de exagerări vor avea foarte multe daune pentru psihicul tău. Și cumva vei deveni dependent. Adică, de exemplu, dacă ne gândim la o persoană dependentă de alcool, ea va simți că nu va mai putea intra din nou în acea atmosferă decât dacă bea o anumită cantitate de alcool. Și asta nu este un lucru bun. Deci generează niște lucruri toate aceste exagerări. Da. Și atunci eu aș fi pentru a te distra, dar cu limite și să nu refulezi chiar și în astfel de dependențe, pentru că te vei învăța așa. Și apoi tu vei vrea din nou, pentru că îți creează o anumită stare, poate de euforie, da, ești mai energic și ce să faci? De fiecare dată ai să vrei această stare care nu se obține practic în mod natural. Ei, cumva, uite, lucrurile sunt gândite, să le spunem așa, și sunt puse și puțin pe pauză. Imediat după această deschidere oficială, lucrurile iau cumva o pauză. Multe dintre cluburile astea mari se închid, distracția rămâne dar la cote, să-i spunem așa, normale, locale, nu cu acea întreagă nebunie din plină sezon estival, urmând ca lucrurile normal să intre iarăși pe un făgaș de nebunie, să-i spunem așa, începând cu probabil 15 iunie, așa cum au fost în anii normali înainte de pandemie, când iarăși suntem gazde, putem spune așa, pentru sute de mii de turiști care ajung în fiecare an la noi pe litoral. Și aici nu vorbim doar de Mamaia sau Constanța. Am văzut un festival care a adunat extrem de mulți oameni la Costinești, ceea ce n-aș fi crezut că o să mai văd. Chiar am rămas uimită pentru că nu știam despre el și după ce am văzut imaginile, chiar am rămas uimită la propriu. Adică era o stațiune care nu prea își mai ieșea așa din Carapace, deși era cunoscută ca și stațiune dedicată, nu, tinerilor. Sunt foarte mulți tineri care merg acolo. Era așa, puțin pusă pe pauză și nu prea mai era atât de mult accesată. Ei, iată că acum a fost un boom și acolo, dar și în Vama Veche. Am văzut niște petreceri până în zorii zilei și care au continuat, bineînțeles, pe plajă, cu dansuri, cu nebunii și cu consum de, bineînțeles, alcool și alte cele. Pauza asta prinde bine, că aici voiam să ajung, mai e nevoie și de un respiro. Prinde bine și nu prinde bine, pentru că ce se întâmplă? Limitează oamenii acea perioadă și apoi îi vin și refulează, adică recuperează din nou, ceea, nu? Ce au pierdut. Dar poate este necesară și această pauză din mai multe aspecte și, bineînțeles, când se revine, oamenii buluc pe tot ceea ce prind. Dar mă bucură faptul că se investește în turismul din România și asta este un lucru foarte bun, cred eu. Și vezi, sunt atât de multe destinații, avem Mamaia cu cluburile, cu festivaluri, avem poate Costinești sau Vama Veche pentru altă categorie de oameni. Dar este cumva bine că oamenii aleg să meargă aici în România și cumva să susținem și economia țării noastre, nu? Pentru că toate sunt făcute pentru a se distra oamenii, a veni și eu cred că este un lucru bun. Și legat de această pauză, sincer,
nu putem să controlăm noi mereu totul, adică nu decidem, dar, repet, fiecare cred că ar trebui să se adapteze în ritmul propriu și să nu facă niciun fel de exces, adică să fie conștient că după orice pauză, ca și atunci când ai ținut un regim, dacă îi dai brusc organismului anumite alimente grele, s-ar putea să îi facă rău. La fel și nouă, nu mai ești obișnuit cu ceva, cel mai indicat ar fi să iei treptat. Este această revenire la normal mai ușor îmbrățișată decât toate lucrurile care ni s-au impus la începutul pandemiei? Sincer, da. Cred că, nu știu cum să zic, pe mine mă bucură foarte tare să văd că lucrurile devin din ce în ce mai mult la normalul cu care noi am fost obișnuiți. Și cumva oamenii au nevoie de aceste lucruri. Adică eu vreau să zic că m-a durut sufletul să văd clienți care îmi spuneau că știi, din cauza pandemiei și s-au acumulat foarte multe probleme și legate de jobul meu, practic n-am mai putut să merg fizic, unii și-au pierdut joburile și asta cumva m-a dezechilibrat și acum să-mi spună că uite, când lucrurile au revenit la normal, parcă și eu am devenit un om normal din toate punctele de vedere, m-am echilibrat psihic, fizic, financiar, emoțional. Și vezi, este nevoie de această normalitate și sper din suflet să se mențină așa, pentru că chiar și autoritățile care decid aceste legi sau le impun ar trebui să fie conștienți și de nevoia umană și de cât de fragili suntem noi ca oameni până la urmă. Și avem nevoie de libertate, de exprimare, de mișcare tot timpul. Au învățat oamenii ceva după acești 2 ani de pandemie, când, adică până în acești 2 ani, practic, lucrurile astea pe care, uite, le avem din nou acum, nu ni se păreau că sunt perfect normale și că ni se cuvin oricând, oricum și la orice oră. Vorbesc de un, poate că, simplu plimbat pe malul mării, nu știu, ieșit cu mașina la 12 noaptea pentru că mi-e poftă de o înghețată și mă duc la un Peco să o cumpăr sau la un orice alt magazin care este non-stop și este deschis. Iată că au fost o perioadă în care noi nu am mai avut lucrurile astea care pentru noi erau banale, adică nimeni n-ar fi crezut vreodată că o să-ți spună cineva sau o să te controleze cineva pe stradă dacă tu ești după ora 10 sau că o să-ți trebuiască nu știu ce foaie ca să motivezi faptul că tu pur și simplu ieși la o plimbare cu câinele tău sau cu copilul tău. Adică sunt niște lucruri care, nu știu, ne-au întors așa cumva cu susul în jos. Crezi că au învățat oamenii și apreciază mai mult toate lucrurile astea acum? Da, cu siguranță le apreciază și sper să rămân așa, pentru că știi, când te înveți cu ceva, acel lucru ajunge să intre în normalul tău și să crezi că de fapt ție ți se cuvine totul. Uite, când am văzut că nu mi se mai cuvine totul, am început să apreciez fiecare lucru mărunt. Asta și ar fi zic. Bine ca această atitudine de recunoștință să o păstrăm cât mai mult, pentru că, așa cum am vorbit, noi nu știm niciodată ce se poate întâmpla, adică totul este atât de imprevizibil, inclusiv ce se întâmplă dincolo de granița noastră, poate cu Ucraina, nu este o situație favorabilă, dar uite, s-ar fi gândit cineva că după COVID o să apară o altă nebunie? Nimeni. Deci vezi, lucrurile sunt foarte imprevizibile și ar trebui cumva să fim mereu conștienți, pregătiți și foarte recunoscători pentru fiecare lucru pe care îl avem. Adică chiar dacă am revenit la un normal, care era și înainte, să nu uităm că nu se știe niciodată, poate o să apară ceva, nu-și dorește nimeni, poate și mai rău, și mai dificil, și atunci cum vom trece peste, tot așa, apreciind fiecare lucru mărunt, fără să luăm de-a gata, ca și cum mi se cuvine din nou. Pentru că această atitudine te face poate chiar să pierzi. Știi, oamenii aceștia care sunt lacom, poate cred că li se cuvine totul, nu mai sunt recunoscători, nu mai mulțumesc, de obicei pierd. Și ar fi bine să fim așa mai smeriți, aș spune. Dar cum te poți pregăti din punct de vedere mental pentru lucrurile astea? Că tu poate, nu știu, le conștientizezi, dar nu știi efectiv ce să faci. E vorba ta. Teama de necunoscut în general cam sperie oamenii și de 2 ani de zile noi cam trăim cu ea și vorba ta ai punctat foarte bine și ceea ce se întâmplă dincolo de granițe nu ne ajută tocmai. Poate fi și ăsta un motiv pentru care toate aceste lucruri duc din nou către exagerare, adică distracția asta nebună, facem de toate, trăim așa ca și cum ar fi ultima zi.
Da, este poate această teamă de necunoscut prezentă în fiecare dintre noi și neștiind poate cât timp la dispoziție vei mai avea, văzând că uite totul o ia razna, poate zici hai mai bine să profit acum că nu se știe niciodată dacă, Doamne ferește, trebuie să-mi părăsesc țara și ce fac, prietenii și așa mai departe. Deci asta poate fi o variantă. Și doi, m-a întrebat cum ne putem pregăti mental pentru astfel de perioade. În primul rând să fim conștienți de resursele pe care le avem, resursele interioare mai ales, și anume să te gândești că tu trebuie să fii un om puternic pentru că ești înzestrat cu tot ce ai nevoie ca să faci față acestor obstacole. Și obstacolele astea, ele de obicei scot cei mai buni din noi. Și tu ești testat practic de fiecare dată ca să te cunoști mai bine pe tine, să vezi, ia să văd ce pot să dau din mine mai mult. Bun, deci le putem privi, lua ca pe niște teste? Exact, da. Pentru că dacă totul ar fi fără provocări și fără încercări, cu siguranță că nu am mai evolua. Noi știm foarte bine că toate aceste încercări ne fac mai puternici, mai înțelepți și cumva ne șlefuiesc așa personalitatea. Și toate sunt necesare și vom avea parte de ele toată viața și nu trebuie să fugim de ele, pentru că tendința omului care este? Să-i fie frică și să fugă. Aole, am văzut un obstacol, cum fac să fug? Dar poate acel obstacol te va urmări dacă tocmai te ferești de el și atunci cel mai bine ar fi să ai detașarea necesară, să-l privești în ochi și să zici, ok, cum pot să-i fac față? Cu siguranță nu mă poate depăși pentru că eu sunt mai puternic. Deci poziționarea noastră contează foarte mult și anume să-l privim cu putere, da, pe acel obstacol și nu să ne facem undeva mici și să fugim pentru că nu vom putea așa toată viața. Ce bine ar fi dacă ar fi toată lumea la fel, dar știm foarte bine că sunt oameni care nu reacționează bine la lucruri de genul acesta și da, de cele mai multe ori poate că preferă să fugă la propriu. Da, acum depinde foarte mult și de atitudinea pe care o ai și de structura ta interioară, că sunt oameni care sunt fragili, într-adevăr, și am avut așa clienți cu anxietate cumva genetică, moștenită, care se speriau din orice lucru, adică își puneau probleme fără ca ele să fie reale și le fabricau și le imaginau. Ah, ok, deci produceau singuri niște exact, situații care... îmi dădeau niște variante de situații la care eu nici nu puteam să mă gândesc și zic, wow, zic, dar tu chiar ai foarte mult timp și imaginație să creezi toate aceste scenarii și știi foarte bine că de ceea ce ți este frică, nu vei scăpa. Deci, cumva, profețiile astea se îndeplinesc. Și atunci, cel mai bine ar fi să avem relaxarea necesară, pentru că nu te ajută la nimic dacă stai și te gândești la, nu știu, toate lucrurile astea rele, în loc să te bucuri de viață și dacă ceva se întâmplă, zici, ok, o să văd la fața locului, cu toată puterea pe care o am, care este cea mai bună variantă pentru mine. Dar să stăm să ne, înfricoșăm așa de unii singuri, nu cred că ne ajută la absolut nimic. Hai să le dăm și câteva sfaturi, zic, telespectatorilor noștri, care, bineînțeles, că vor ajunge și ei la mare sau, de ce nu, poate că sunt deja aici. Ce le-am putea spune? Cum ar trebui să arate vara lor, vacanța lor și viața lor de acum înainte, astfel încât lucrurile să fie bune, să spunem așa, pentru ei și pentru viața lor? În primul rând, sper ca și vremea pe litoral să se mai încălzească, pentru că a fost un 1 mai destul de rocoros și cred că cu toții ne putem bucura de o vacanță minunată dacă și vremea ne este prietenoasă cu noi. Cei care preferă relaxare alături de familie se pot duce poate la un restaurant cu un specific din ăsta pescăre, sunt foarte multe preparate bune aici la noi pe litoral, pot alege plimbările pe malul mării, inclusiv auzisem că sunt niște plimbări cu vaporașul pe lac, dacă nu mă înșel, pentru copii mai ales. Și cei care vor să se distreze au atâtea opțiuni, atâtea cluburi, atâtea restaurante cu muzică și se pot delecta și își pot lua de acolo energia de care au nevoie. Deci variante pe litoralul nostru sunt foarte multe și asta mă bucură, așa pentru toate gusturile, pentru toate buzunarele chiar, deci chiar ai de unde alege ca să-ți faci o vacanță frumoasă. Dar să nu facă excese, exact. Nu? Că cred că ăsta ar fi sfatul numărul 1, toate să fie cumva făcute în mod echilibrat. Da. Pentru că, așa cum am zis, cu excese nu ajungem nicăieri și ne vom învăța așa. Și, bineînțeles, organismul nostru și creierul și tot ce suntem noi va avea consecințe. Și atunci, de ce să
să te forjezi la maxim, când poți să te tratezi cu blândețe, cu iubire, și cred că acest ritm natural și acest echilibru este cel care te ajută pe termen lung să previi depresie și absolut orice afecțiune. Să spunem așa, câte puțin din toate. Cred că este cel mai bine. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în emisiune, Diana. Mă bucur că ne-am revăzut și că am împărțit cumva tot vibe-ul ăsta nebun care a fost în perioada asta la noi pe litoral. Cu siguranță el va reveni de îndată ce vremea se mai și încălzește și gradele, bineînțeles, în speță. E foarte important la Marea Mării să fie vreme bună, mai ales pentru o plimbare sau o distracție în aer liber, contează ceva, deci fără excese, ca să nu ajungem mai apoi, cum ar spune, de la bal la spital. Dragilor, atât a fost și pentru seara aceasta. Voi în continuare urmăriți știrile Doto TV, iar noi ne vedem și mâine, bineînțeles, cu o nouă ediție de Lifestyle. Până atunci însă eu vă pup și nu uitați să zâmbiți!